unde l-am mușcat pe copil și nu mai era niciun câine acolo, eu n-am văzut câinii, dar am văzut copilul mușcat și copilul vinea de acolo cu pantalonii jos, târâind până aici în față la poartă. Eu l-am ajutat pe copil să-l ducem înuntru și acolo înuntru l-am descurțat, i-am dat niște șlapi și i-am dat jos pantalonii aia, că nu putea să-l ducă pe el la spital așa. Și am zis că mama s-a să iei un cerceaf și să-l învăluie, să-l punem în mașină. Am sunat pe tatăl său, era în oraș și din oraș a venit imediat și l-am pus în mașină și l-a dus la spital. Mie nu știu cum mi s-a părut, așa o spaimă a intrat în mine, deci dacă copilul, vă dați seama la vârsta lui, ce sperietură a putut intra în el. Dacă copilul făcea o comoție cerebrală sau se speria și rămânea pe viață așa pentru niște câini și pentru niște oameni care n-are habar de niște câini.